bună tuturor În uh, tradiția cu care poate v-ați obișnuit Sunt la nu știu câta încercare să fac uh, introducere Acum o să iasă Până acum am râs, să știți uh, Acum încercăm să fim uh, puțin mai serioși Bine v-am regăsit Bine v-am regăsit Bine te-am regăsit, Luciana Bine te-am regăsit, Vlad uh, Vă mulțumesc tuturor că suntem aici În studiul Mind Architect Să vorbim despre decizii cu cap Asta este al doilea sezon în sezonul trecut, anul trecut, am uh, vorbit despre faptul că nu întotdeauna luăm deciziile rațional și că tindem să subestimăm cât de puțin rațional luăm deciziile și ce facem cu asta. În sezonul ăsta o să ne gândim despre treaba cortexului prefrontal, o să vedem cam uh, cum abordăm sistematic și rațional o decizie și uh, teza mea este că am putea să îmbunătățim procesul rațional. Deci în sezonul trecut am vorbit despre faptul că ar trebui să știm că există un proces non-rațional acolo, să nu-l uh, trecem cu vederea și să nici să nu-l blamăm prea tare pentru că e fan, e bine să, să, să fim oameni și nu roboți. În partea asta a doua o să ne uităm la decizii pe care poate ne-am luat cu pixul pe hârtie. Uh, cum am face să punem un sistem acolo, un algoritm, astfel încât după ce am pus pixul pe hârtie să luăm cea mai bună casă, să alegem cea mai bună școală pentru copil, să știm ce facem cu jobul și așa mai departe. Încă o dată mulțumesc, mă bucur foarte tare că Că sunt aici și abia așteptăm uh, cu toții să vedem ce, ce impact uh, au uh, și aceste șase episoade asupra voastră. Mulțumim și noi tare, mult, Radu, cu noi pentru sezonul ăsta. Um, doar încerc să sumarizez și să-mi spui tu dacă am înțeles corect. Practic, acum luăm bucata rațională. Noi am mai vorbit în mai multe materiale despre faptul că procesele de transformare specific despre asta era vorba, încep cu conștientizarea. Pasul nu e conștientizarea. Deci, practic, acum, în sezonul ăsta, noi o să vorbim despre ce se întâmplă după ce conștientizăm că există o problemă sau o decizie care trebuie luată, corect? Dacă ar fi să vedem lucrurile foarte, să zicem, neamestecat, da, uh -huh, exact. Așa uh -huh. e. Dacă ar fi să le, să le luăm puțin amestecat, așa cum așa sunt cum ele sunt în și... realitate, <laughs> da, de fapt lucrurile se întrepătrund. De fapt, și în procesul nostru rațional intervin niște automatisme. Și despre astea, din nou, este bine să le conștientizezi. Adică trebuie să te întorci, sunt cercuri mai mari care conțin cercuri mai mici, să zicem. Uh -huh. Okay. Dar da, în principiu, prima chestie e să conștientizăm că nu întotdeauna suntem rațional. Acum, ok, am conștientizat, hai să abordăm lucrurile rațional. Bine, cum facem? Păi, hai să facem o listă de pro și contra. Nu, e, după părerea mea, cel mai prost algoritm. Deci, hai să vedem altfel. <laughs> Asta înseamnă, deci, e doar o presupunere, zim dacă și din practica ta așa arată lucrurile, că nu întotdeauna problema cu care plecăm e și aia cu care ajungem la final, dacă ne mai oprim pe drum să mai conștientizăm și reconștientizăm lucruri, oh, corect? Oh, oh, asta de foarte multe ori e asta e primul pas pe care o să-l discutăm astăzi, de foarte multe ori este pasul cel mai important și am exemple clare, fac asta în exerciții clare cu problema oamenilor, participanților la noi la curs, care participanți sunt mene lider de companii, de echipe, și care în 5 minute o să vorbim despre asta, chiar astăzi, realizează, nu sunt foarte fericiți de obicei, realizează că problema pe care o tot răsuceau în cap și la serviciu și acasă și la duș nu e aia pe care o aveau de fapt. Și după aia dau seama ce problema aveau de fapt. Despre asta vorbim în sezonul de astăzi. În episodul de astăzi. În episodul de astăzi. Deci, azi ne, ne luăm la trântă cu înțelegerea problemei. Absolut. Înainte să trecem la algoritmul ăsta pe care îl împărțim în toate episoadele din sezonul ăsta, eu sunt curioasă să aduc un lucru în discuție și se întâmplă ca în perioada asta să fie foarte proaspătă pentru mine cartea Determined a lui Robert Sapolsky, în care el practic construiește teza că free will-ul sau uh, liberul arbitru, așa cum îl înțelegem noi, nu e chiar acolo pentru noi. Cu alte cuvinte, deciziile pe care noi credem că le luăm voit și din liber arbitru, cu libertate uh, de a le lua, nu sunt chiar cu libertate. Și mi-aduc aminte uh, o anecdotă chiar de pe la începutul cărții, în care pune în uh, aceeași imagine două personaje, Ți împărtășesc că nu mai știu exact ce erau, dar era foarte prin și cerșător imaginea. Unul era um, un om de serviciu și celălalt, să zicem, era un proaspăt absolvent de Harvard, acolo unde lucra omul de serviciu respectiv. Ce propune Robert Sapolsky e că dacă oamenii ăștia doi ar fi avut niște date de intrare uh, diferite sau schimbate, să zicem, unul cu celălalt, prezentul lor ar fi arătat complet inversat. Pur prin și cercetor. Pur prin și e, da, 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 da. Cu alte cuvinte, nu contează atât de mult sau nu a fost chiar atât de în uh, puterea fiecăruia dintre ei ce decizie a luat până în momentul prezent în care ne uităm noi la ei pe, pe scenă la Harvard, că de fapt sunt preprogramați sau suntem preprogramați să luăm deciziile într-o anumită manieră și un anumit set de decizii și așa mai departe. Și atunci, întrebarea pe care o am uh, pentru tine e atunci când vorbim despre algoritmul ăsta de luarea deciziilor, până unde putem să ne uităm la partea asta rațională, care se întrepătrunde cu uh, emoționalul sau cu iraționalul din noi, ca fiind lucru pe care îl putem face cu noi înșine, și de unde înainte e mai degrabă ceva ce e util să acceptăm că nu e în controlul nostru, și probabil că nu o să înțelegem niciodată atât de granular încât să controlăm tot sistemul. E foarte interesant și mi se pare că e. E puțin periculos, pentru că eu cel puțin nu sunt nu știu, atât de multă filozofie, încât să am o părere foarte clară despre liberul arbitru. E ceva la care m-am gândit, dar nu e ceva pe care aș putea să-l explorez din punct de vedere filozofic. Cartea Determined, care tocmai a apărut, e la mine pe listă, dar nici pe aia n-am apucat să o citesc. Abia aștept, în schimb, să fac chestia asta, dar dacă ar fi să aplic asta în contextul mult mai pragmatic al unei decizii importante pe care o are omul de luat, la serviciu sau acasă, Aș zice că <coughs> întrebarea ta aș refraza-o cât control avem de fapt oricât de mult am aplicat algoritm sau rațional sau non-rațional, cât control avem asupra deciziei de fapt. Și eu cred că putem să avem control. Uh -huh. Și chestia asta are două două efecte, amândouă benefice. Putem să avem control nu total, putem să avem mai mult control în sezonul trecut am vorbit despre faptul că avem uh, o componentă mare non rațională și controlul putem să-l luăm acolo în primul rând înțelegând și acceptând chestia asta și în al doilea rând înțelegând care sunt de exemplu biasurile comune și cum putem să, să ne autopăcălim ca să ieșim dintr-un bias. În sezonul ăsta o să vorbim despre niște pași clari pe care de ce cele mai multe ori îi, îi ignorăm. Uh, și dacă îi, nu -i ignorăm și dacă îi aplicăm, sunt foarte sim, simplu de, de e, adverb, nu adjectiv. e adjectiv. Sunt foarte simplu de aplicat pe așa. Ăștia uh, putem să avem cele două beneficii. Și o să zic prima oară analogia. Mi se pare că e ca și cum e mod acum cu tot felul de mașini care merg singure, da? E ca și cum stai în, în scaunul șoferului într-o mașină care poate să meargă și singură și ea merge singură și merge singură către, îi zici, dumă să mănânc, să zicem, sau aș vrea să mănânc și ea te duce undeva. Și ce propun eu este ușor, ușor să ne uităm la proces, să scoatem de pe automat, să tragem volanul și poate schimbătorul pentru ăștia mai bătrân ca mine așa și mai conservatori și să începem să ghidăm mașina către ce fel de restaurant vrem sau ce fel de loc unde am putea să mâncăm. Chestia asta ne dă mai mult control. Chestia asta ne dă mai mult control și aplicarea, să zicem, câtorva pași simpli pe care îi discutăm în episoadele astea de genul să înțelegem clar care e problema noastră, să vedem de la ce ni s-a tras, să nu luăm deciziile alegând între o singură variantă și așa mai departe, să nu ne repezim cu implementarea înainte să testăm, adică sunt chestii pe care sunt sigur că lumea l-a tot auzit, o să le sistematizăm și o le facem mult mai ușor de aplicat pentru că e, cu toată, e chiar și amuzant, duc, primul efect bun este că duc la o mâncare mai bună, Duc la o soluție mai bună, duc la un restaurant mai bun. Deci o să mă ducă mașina la un restaurant mai bun, o să mă ducă decizia la o casă mai bună pe care o luăm. da? Dacă problema noastră inițială este că avem, ni se mai naște un copil și ce să mă fac, pe pilot automat este, pe cum, vrăjul și-a luat casa în Corbeanca, mi-au mi și o casă în Corbeanca. Da? Dacă ieșim de aici, și o luăm puțin sistematic, sistematic înseamnă să te așezi cu soțul, soția la masă și cu copilul cel mare. Asta e foarte mișto. Implicați-vă copiii în deciziile de acasă că o să le placă și ce a ieșit. Uh, atunci o să o să iasă o decizie, o decizie mai bună, o soluție mai bună, la care poate nu și te-ai gândit în, la, la început. Al doilea efect bun este că o să dormi mai bine noaptea. Al doilea efect mai bun este că având uh, mâinile pe volan, Acum, dacă reintrăm în filozofie, este poate iluzia de control, dar cel puțin ai mâinile pe volan și atunci vei avea, cum să spun, îți vei considera procesul ca fiind al tău și vei fi mult mai mulțumit de el. Okay. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare și, uh, da, e aproape religioasă întrebarea ta cu liberul arbitru sau nu. Uh, poate facem un episod o despre ce crede lumea despre liberul arbitru, poate mă și documentez înainte. Dar eu cred că la decizii destea pragmatice se aplică pragmatica asta. Uh -huh. Ok. Deci beneficiile sunt un rezultat... Mai bun, mai bun, unde asta înseamnă da. că mi-îndeplinește nevoia exact. mai bine, și potențial o un nivel mai mare de satisfacție al meu cu felul în care au decurs lucrurile și cum am luat decizia. Absolut, bine? absolut. Și când vorbim despre decizii de acasă, dacă privesc toată familia, sau decizii de la serviciu, care privesc toată compania sau toată echipa, o mai mare acceptare și aliniere a celorlalți cu decizia. Deci dacă se ia o decizie care privește mai multă lume, pașii ăștia și implicarea celor pe care îi privește decizia sau reprezentanților lor în, în procesul respectiv dau, în engleză se numește buy-in, dau o acceptare mai mare a soluției, o, o împăcare mai bună cu, cu soluția respectivă și o implicare în aplicarea ei, adică în implementare. Mă bag, cum ar veni, trag și eu la rame, e barca mea. E, în esență, un proces colaborativ și de, destul de democratic. De, de, de foarte multe ori, și managerii cu experiență înțeleg înțeleg asta, chiar dacă structura lor este, băi, frate, eu știu cel mai bine cineva, am experiența aici. Uh, înțeleg foarte bine că, chiar dacă o decizie foarte bună, chiar dacă ei știu că au luat o decizie foarte bună, nu funcționează așa, hei! Tocmai am luat o decizie foarte bună pentru voi, puneți mâna și faceți. Nu se funcționează așa lucrurile și n-ar trebui să funcționeze asta în, în niciun fel de context în care, adică de la, suntem patru prieteni care mergem la un restaurant, la acel restaurant mergem la ala la care zic eu, până la o familie care se mută într-o casă nouă. Cred că ar trebui, mă reîntorc și uh, preadolescentul de 12 ani să fie la masa discuțiilor. Uh -huh. Ok, Cool. Aș mai vrea să fac un pic de prodomo. Aș zice că uh, lumea ar putea să zică: Băi, frate, eu am nu știu ce experiență de viață lungă, am condus proiecte, am condus o familie, am o viață împlinită. E clar că iau decizii bune, de ce să mai ascult acest podcast? De ce să mai ascult acest sezon? și tind să le dau dreptate. Adică mie mi se pare că experiența și felul ăsta, să zicem, secvențial neaplicat, ci făcut din instinct, funcționează foarte bine până la un anumit punct. Pe de altă parte am o uh, parabolă pe care o tot zic, o uh, asemăn cumva asta cu cum e cu alergatul. Da? Toată lumea știe să alerge de la trei ani de zile. Da? De la trei ani, doi ani. Și cred că alergi. Și atunci de ce aș lua lecții de alergare? O întrebare este dacă vrei să alergi după tramvai, nu trebuie să iei lecții de alergare. Dacă în schimb te antrenezi pentru un semimaraton, ar trebui să înțelegi că uh, felul cum îți pui pașii sau felul în care te îmbraci sau felul în care te pregătești înainte uh, este foarte studiat și atunci ar fi mai bine să înțelegi uh, uh, pașii procesului. Același lucru și cu deciziile. Sunt niște oameni care au studiat asta, sunt niște oameni care s-au uitat la decizii individuale de business, de acasă, într-un mod sistematic, și au tras niște concluzii. Și atunci ar fi mai bine să aflăm și noi care sunt concluziile, alea ca să, luăm, să putem să alergăm maratonul sau semi maraton. Având în vedere nivelul de complexitate pe care îl are viața pentru cei mai mulți dintre locuitorii planetei astea, m-aș întreba dacă, atunci când vine vorba de luat decizii, Există cineva care doar alargă după tramvai. Nu da, așa crede. Crede că, adică, de foarte multe ori, mă întâlnesc cu chestia asta. Zic pentru că cursul meu se cheamă ceva cu gândit și decis în business, da, deci și atunci văd uh, pentru unii participanți un pic de reținere. Pentru că, băi, frate, eu am 20 de ani de experiență în jobul ăsta al meu, toată ziua iau decizii, de ce aș mai veni la un curs. Și dau dreptate omului, pentru că sigur ia deciziile bine și articulat. Doar că există niște pași pe care sunt sigur, asta o zic după multă experiență, după ce am vorbit cu sute de, de manageri, pe care unii oameni nu-i fac sau nu-i fac bine. Și atunci ar putea să fie puțin mai bine, ar putea să alerge puțin mai bine, puțin mai repede, puțin mai mult să să nu gâfâie, să zicem. Da? N-am zis că o să îmbunătățim procesul cu 830%, dar s-ar putea să fie uhum. un pic mai bine. Și chiar dacă nu vorbim de decizii de business, corect? Uh, asta îți spun că eu asta am, văz adică am văzut reținerea asta la business. Sunt sigur că asta se întâmplă în orice fel de decizie, da? Dacă e o decizie importantă, dacă e o decizie puțin importantă, nu vă bateți capul. Dacă e o decizie puțin importantă și reversibilă, de genul să-mi iau hamburger sau să-mi iau salată, luați-vă salată. Dacă, în schimb, e o decizie importantă, dați-i un pic de structură, pic hârtie. Mhm. Uh -huh. Și Bun. șase sezoane de decizii cu capul. Șase okay. episoade de. Cel de puțin decizii. șase, șase sezoane. Gata, facem. Deci facem, facem, facem. facem. Bine. Ok. Structură, algoritm. Mai povestit tu mai devreme de algoritm. Și am zis că primul pas este legat de înțelegerea a specificare ne e problema s-a tot studiat uh, decision making, luarea deciziilor și problem solving, adică rezolvarea de probleme și toți oamenii care s-au aplicat asupra subiectului ăsta au venit cu propuneri de procese secvențiale, adică e o secvență care odată aplicată poate duce la o soluție mai bună. Și uh, ca să mă bag și eu în seamă, am venit și eu cu uh, o secvență care seamănă foarte tare cu secvențele uh, foarte multe astfel de, de procese. Le-am definit pe toate să înceapă cu D, că am văzut că așa e moda, să fie ceva memorabil. Sunt în engleză și o să o luăm câte un D per episod uh -huh. sezonul ăsta. Da, și o să începem cu define, care e definirea problemei, după care e diagnose, să vedem de la cine s-a tras, după care e dissect, după care e pardon, diverge, care înseamnă să nu mă repet cu o soluție ci să am gândire divergentă să înțeleg tot spectrul de, de opțiuni pe care l-am, după care dissect, hai să analizez uh, care e treaba, după care decide, hai să uh, din spectrul respectiv să alegem una, după care lumea se repede și o implementează. Nu, ultimul este doubt, adică îndoiește-te uh, și uh, asta înseamnă mai gândește todată și mai testează-ți soluția. Adică după ce am făcut tot procesul ăsta, la mai final Trebuie să mai pun mai un semn de întrebare că, legat de decizie. În general, îți spun asta tot din business, dar din păcate se întâmplă asta cu toate deciziile mari. Cel mai prost fel de a testa ceva este să-l faci. De asemenea, cel mai întâlnit fel de a testa uh -huh. ceva este să-l faci. Lumea, în general, se gândește că cel mai bun fel de a testa, dacă merge un five to go în clădirea de peste drum, este să fac un five-to-go în clădirea de peste drum. O să vorbim asta în ultimul episod. Încercând să exploreze un pic cam cum iau companiile, bordurile, deciziile importante, uh, acum. Uh, jumătate de secol, uh, niște oameni care au pus bazele științei managementului s-au dus să uite cum, uh, cum se întâmplă lucrurile în viața reală și au descoperit și asta e. Uh, preambulul unei lucrări care e celebră, se numește The Garbage Can Model of Organizational Choice, adică felul în care organizațiile iau hotărâri cam ca din coșul de gunoi, deci cam așa zic ei, așa se numește, e faimoasă, și începe așa. Organizațiile pot fi privite ca niște colecții de decizii care își caută problemele, deci invers, de emoții și frustrări care caută situații de decizie ca să iasă la aer, de soluții care caută probleme la care să răspundă și de factori de decizie care caută ceva de făcut. E uh, tulburător și la, la curs, la, la BISM, uh, mi întreb câteodată oamenii care, repet, au uh, experiență de business la, la MBA, la fast track, dacă și la ei așa și toată lumea dă din cap că, de fapt, deciziile nu se iau într-un mod structurat decât arareori, da? Uh, hai să ieșim de aici, hai să vedem cum ar putea să fie un proces structurat, uh, hai să vedem dacă poate să fie și amuzant și ușor de făcut și aplicabil la noi acasă, pe deciziile pe care le avem de luat. Uh, o luăm cu ăstea, ăștia șase pași și poate iese ceva, da? Poate iese ceva. Și dacă nu iese ceva, măcar știm de la ce ne abatem, adică e, ca orice plan, uh, e bine să-l avem acolo pe hârtie ca să știm de la ce ne-am abătut. Și o să, o să începem așa cum ziceai cu definirea problemei, care parte din, cred că în design thinking e chestia asta foarte, foarte clar zisă. În fiecare rezolvare a unei probleme există două jumătăți total diferite. Una este despre problemă și cealaltă este despre soluție. Și lumea în general se repede cu soluția. Lumea în general mi-e cald deschide fereastră. Adică nu e un fel de problem-soluție, cam așa. Un fel de am o mic discom, nici nu știu ce e, fă chestia aia, da? Și atunci, în design thinking, știu că facilitatorii de ședințe de design thinking stau cu o bătă mare, să știți, așa, așa, se și întâmplă, este foarte violent design thinking -o. stau cu o bâtă mare și de fiecare dată când un participant încearcă să zică ceva, o să zică, vei, asta este soluție, stai, stai jumate asta de oră sau jumate asta de zi sau ceva, stai pe problemă. Și așa o să facem și noi primele uh, două, adică definirea problemei și diagnoza uh, de la ce ni s-a tras sunt despre probleme și înțelegem mai bine problema, după care ne ducem la soluții. Asta e foarte important să nu ne repezim cu soluția. Asta cred că am mai vorbit în sezonul trecut despre plunging in bias, care uh -huh. este tendința noastră de a ne repezi cu soluția înainte să fi terminat omul de zis. Știi aruncat că arde cu capul dute? Înainte, da? da, exact. Aruncat <laughs> cu capul înainte este cea mai bună. Și ca să nu ni se întâmplă, cum zicea un nene pe care îl cheamă H.L. Mencken, într-o carte din 1920, care se numește Prejudices. Um, ca să nu ne se întâmple asta, și anume, orice problemă umană are întotdeauna o soluție, cunoscută, elegantă, plauzibilă și greșită. Da? Deci ca să nu ne se întâmple așa, eu zic că mai bine ar fi să începem cu definirea problemei. Da? Mai e valid, Radu, 104 ani mai târziu să ne uităm așa la lucruri în cum arată în momentul ăsta, cel puțin uh, zona de business foarte, foarte valid. Adică de fiecare, pentru fiecare pas am exemple majore, unele bazate pe studii, unele bazate pe lucruri care m-am întâlnit eu, care arată că în continuu, pentru că așa este stilul nostru de a, de a ne uita la o problemă sau la o decizie de luat. Este puțin repezit și puțin, să zicem, incomplet. Și dacă am urma cât de cât un plan și am stat cu pixul în mână, poate că am luat decizia mai bună. Dar mi se pare că e foarte teoretic. Hai să ne uităm pe ceva, pe, ce, pe, pe niște uh, uh, exemple practice. Uh -huh. Și uh, dacă ar fi să luăm uh, exemple care îmi sunt mie familiare, două, trei, uh, oamenii vin și zic, băi, problema mea principală acum ce nu mă lasă să dorm noaptea este că îmi pleacă oamenii. Uh, alta este că au scăzut drastic vânzările. Alta este că am un post foarte important și am trei candidați, și nu știu să aleg între ei, deci, astfel de. Da, problemele la fel de importante ca nu ne lasă să dormim noaptea acasă ar fi uh, uh, mă cer des cu partenerul pe cum se implică mama lui în educația copilului sau uh, uh, m-am săturat să stau la bloc și n-am bani de casă sau. Uh, am un prieten care mi se pare că a Torazna și nu știu cum să abordez problema asta. Uh, sau uh, uh, cred că asta s-ar putea să. Găsesc mulți privitori și ascultători care se identifică. Am, nu știu, 35 de ani, 40 de ani, 45 de ani și totuși părinții mei mă tratează ca pe un copil mic și aș vrea să nu se mai întâmple chestia asta, da? astea probleme uh, cu o primă iterație, da? Și care arată ca niște frustrări, da? Observ aici un fir roșu între toate și anume că există și niște actori externi tot timpul. Da, nu întotdeauna se întâmplă asta. Nu știu de ce am luat eu așa. Ha! Bună întrebare, bună observație da, și știu să și răspund la, la întrebarea asta. Primul nostru reflex este să zicem că problema e din cauza celorlalți. Uh -huh. Da, uh -huh. sau problema e ceilalți, ca să fiu mai, mai așa. Și am niște exemple. O să, după ce trecem prin, uh, printr-un pic de discuție, o să-ți dau un exemplu foarte clar de înțelegere și de cum te dai înapoi pe, pe calea asta de asumare a problemei, că e cumva la tine. Uite, aici mai am o curiozitate, Radu, dacă-mi permiți. Ne-am vorbit în sezonul 1 și despre unul dintre inamicii foarte popularei luării deciziilor și anume perfecționismul. Căutarea de date la nesfârșit până când ne asigurăm că am scos orice variabilă din discuție și problema pe care, decizia pe care o avem de luat o să fie cea optimă, dacă nu perfectă. Și Încurajarea pe care am auzit-o de la tine acum a fost: Hai să nu sărim cu soluția, petrece măcar jumătate de oră încercând să înțelegi mai bine problema, să faci definirea, să faci diagnoza. Și întrebarea mea e pentru oamenii care au poate tendința de a amâna oricum și de a căuta să nu cumva să facă vreo greșeală în cum soluționează problema respectivă. Um, care ar fi un uh, barometru sau un... Cum ar veni când știi că ai făcut un, uh, o, o, o definire a problemei perfectă, un problem statement pe care poți să ți-l pui pe perete. Cam asta e. De când ce știi ne că facem ai definit cei... destul încât da. să nu uh, cauți eu, definiția perfectă. Eu cred înțeleg asta, nu cred că există pericolul ăsta, pentru că de obicei pasul ăsta e sărit, pasul okay. ăsta nu-l face nimeni niciodată. Acum dacă e... Uh, vă rog frumos să, să, vă schimbați total felul de a aborda orice fel de probleme de la voi din viață, să vă uitați la fiecare episod din sezonul ăsta, să aplicați în tocmai și aș vrea să văd o populație numeroasă de oameni care se blochează în perfecționismul uh, șlefuirii acestei definire a problemei, dar nu cred că o să se întâmplă asta. Dacă totul se întâmplă cuiva chestia asta, e foarte simplu, exact cum ai zis tu, dacă durează mai mult de, eu nu zice jumătate, dacă durează mai mult de 10 minute, oprește-te și știi, Continuă, okay. că să zic că continuă <laughs> procesul nu cu asta, da. Ok. Uh, și cum definim Ce mai zic, problema? ce mai zic este că eu am un tool pe care îl dezvolt deocamdată e total imperfect și e non GDPR m, prietenos okay. și e uh, dar pe care îl folosesc la cursi, le spun tuturor tuturor oamenilor despre asta. Și l-am la, văzut cum, dacă e o problemă pe care așa cum ziceam mai devreme domnule, am întârziat cu un proiect sau problema cum și are lumea în cap și trec prin, eu le dau cam 5 minute prin niște pași, e un, e un, e un instrument online da? pe care l-am desenat, o să, când o să o să-l fac mai bun și mai prietenos cu GDPR, o să vă zic și cum să o numi sau unde îl găsim, dar deocamdată nu e accesibil, deocamdată e în teste, uh, îi văd cum interacționează cu chestia asta și uh, aș vrea foarte tare să înțeleagă lumea că este foarte, foarte posibil să avem un proces lung și de frământat noaptea și de băgat bani și de băgat efort în a rezolva o problemă pe care de fapt nu o avem. Și atunci hai să vedem cum am putea să definim problema și să o înțelegem foarte clar. Da? Mm. Și văd asta pe fețele oamenilor, pentru că îi văd cum stau acolo, stau acolo și aia, le cade fața și vin și îmi zic, am niște chestii de feedback după aia, și îmi zic, păi Mă frământam de șase luni, mă frământ pe ceva, și în cinci minute mi-am dat seama că de fapt nu e aia care era treaba. Da, deci, așa ceva s-ar putea să, să ni se întâmple și nouă în, în problemele de zi cu zi. Și am pus și acolo, evident că sunt mai multe, am pus șapte întrebări pe care să ți le uh -huh. poți pune, sau șapte filtre, sau șapte, nu știu cum să zic, bife uh, la care să te uiți după ce ai plecat cu prima definiție. Ne pleacă oamenii, sau uh, nu știu. Cum să fac cu cariera copilului. Eu vreau să-l dau la medicină și el zice să iau medicina și să plec cu ea. De aici, da? <laughs> uh, cum facem? Da? Și sunt. Eu am pus șapte. Evident, nu e știință exactă. Dacă mai adăugăm, dacă mai scădem, uh, uh, sunt fericit, dar luați-vă problema Și treceți prin niște întrebări, da, un pic socratic, așa. Prima chestie este că reflexul este ca lumea să zică un cuvânt, maxim două, niciun verb, niciun predicat, nu e propoziție. Da, de uh -huh. ce? De genul, ce problemă ai? Oamenii? Ce probleme ai? Vânzările? Ce problemă ai? Întârzierea proiectului? Ce probleme ai? Adică e un cuvânt sau o expresie care de obicei e un substantiv și care pentru ei e foarte clar. Înțelegi? Ce interesant adică, Asta e, după care când îi pun să explice Ca și cum eu am, aș fi un consultant dau din colț în colț Pentru că își dau seama că nici ei nu înțeleg foarte bine Dar pentru ei era clar E destul de bine Și atunci primul pas este Pune verb, fă o propoziție completă da? dacă, okay. dacă ar fi să iau niște Exemple clare, dacă ar fi să zic Întârziere După ce faci o propoziție completă Probabil că ă, Ar arată cam așa și chiar te rog să-mi spui dacă ți se pare mai abordabil, acum mai, mai ușor să te apuci să o rezolvi, da? Între întârziere sau întârzierea proiectului și varianta pe care am întâlnit-o după ce cineva și-a dat seama că ok, trebuie să pună verb și niște amănunte, suntem cu două luni în urmă cu livrarea platformei către client, mai avem de dezvoltat două module și apoi de testat toate funcționalitățile. E Okay. E puțin diferit, nu? Aici, mă rog, m-am dus niște cecuri mai în față, adică am mai pus și niște amănunte și așa mai departe, dar întârziere nu te face să știi de unde să apuci sau ce de e. E o chestie ce... alunecoasă, așa. Știi ce mă gândesc? Asta sună foarte similar cu felul în care uh, se așteaptă, de exemplu, robotul Maria sau oricare altul de la, uh, de la telefon, de la o bancă, să-i răspunzi la întrebarea cu ce te putem ajuta. Amânare, ah. plată. Eventual să fie și nearticulate substantivele pe care le și, folosesc. Și cu un accent ciudat. Amânare, plata. Da, Amân... exact. Uh, și mă gândesc dacă asta nu e o încercare a noastră de a uh, pune într-o cutiuță, într-o categorie, problema pe care o avem. Am o problemă. Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Mie câteodată mi se pare că este felul nostru de a doar jongla cu ceva pe care habar n-avem cum să-l rezolvăm, nu știm de unde să-l apucăm și atunci zicem că avem aia cu întârzierea sau cu am, am certuri cu partenerul, da? Asta e certuri, deci care e problema ta? Certuri cu partenerul, da? Care e problema Departamentul ta? Departamentul de certuri. Care e problema ta? Problema mea e soacra. Care e problema ta? Job. Care e problema ta? Dacă te duci și mai sapi, observ că om, oamenii încep să-și înțeleagă propria problemă în momentul în care încep să pună verb. Dar de deci ce asta ar fi prima... prima Poți pas, să verb. Te rog, te rog. Asta era invitația pe care o aveam. Te rog frumos. Iați, stai puțin. Care ar fi o problemă care te frământă în prima iterație acum? Hai să luăm... Uh... Păi nu că m-am pregătit. Asta nu-mi place. Deloc, dar, că dacă dar ți-am ți urmat pașii. Mulțumesc, știu asta. Ți-am urmat pașii în tocmai. Uh, și dacă ar fi să mă, să mă duc de la pasul zero, uh, atunci pasul zero este copii. Copii. Ok. Da? Mulțumesc frumos, ilustrează foarte bine. Care e problema Copii. Și, uite, o întrebare bună este dacă vorbești cu cineva și problema ta sunt copii, nu o să înțeleagă niciodată. Exact. Nu știe, ai, n-ai, vrei, nu vrei. Nu ai dus dimineața exact, la exact, școală. Exact, exact, nu mănâncă. Prin faptul că există exact, copii. Exact, exact, exact. Ok, da. mulțumesc. Continu. Bun. Pasul 1, ar trebui, deci, să formulez o propoziție completă și îți spun imediat cum am formulat eu aici. Și o să te rog să mă ajuți cu... Întrebări pe mai departe și am formulat așa, eu și partenerul meu de cuplu nu suntem aliniați în ceea ce privește momentul și formula în care un copil ar trebui să apară în familie. Ok, e mai clar și pentru tine? Te ajută cu ceva că ai zis -o așa? Uh, da, mă ajută. Mă ajută cel puțin pentru că mi-aduce două elemente care uh, intuiesc și că vor fi mai de, mai departe probleme separate. Okay. Uh, și una este momentul și cealaltă este formula Ia. Care sunt două lucruri complet diferite Suntem, de luat în calcul Deși am zis că dacă ar fi Apropo am glumit cu design thinking Nu ne bate nimeni da. Faceți design thinking este o unealtă extraordinară Nu e nimeni cu nicio bâtă Dar dacă ar fi să fie cineva cu o bâtă Acum mi-ar da peste mână Pentru că mă repet și zic ceva despre soluție Și anume Tot ce facem acum ne îmbunătățește calea spre o soluție la un moment dat. Deci, faptul că tu acum ai, -ai despărțit-o în două sau ți-ai dat seama că așa, îți dai seama că pașii spre acolo sunt într-un anumit fel. Mulțumesc că te joci cu mine cu asta și mulțumesc că te joci cu ceva, știi, nu atât, nu trivial. Uh, ce facem după aia? Ce fac? Exact. Uh, acum că mă uit la fraza uh, asta. Am ce văzut fac? un pic de așa ceva la tine, în felul în care ai scris. Uh, de la copii la a doua uh -huh. chestie și o văd foarte des în cum ilustrează a doua încercare de problem statement oamenii. Foarte des bagă neologisme acolo să fie, să, să arate ca un limbaj de ministru. Știi, iese ministru și zice ceva din care nu prea înțelegi nimic, decât mm -hmm. dacă ești de specialitate și ai văzut scris și ai luat cu pixul în mână. Și e mult mai bine să fie într-un limbaj de zi cu zi foarte ușor de abordat. Și o să dau la fel două exemple total diferite. Una ar fi cum nu e bine, și anume. Prioritățile nu sunt aliniate între departamente și nivele ierarhice diferite, iar asta scade sinergia crossfuncțională. Pe cuvântul exact. mă domare că așa, vorbește multă lume, înțelegi? Și atunci, dacă eu vin, uite, hai să luăm paradigma asta. Eu sunt un consultant și eu sunt un consultant, să zicem, de business pentru uh -huh. problemele astea pe care ți le menționez. Eu, și de asemenea, sunt un consultant, un coach personal pentru problemele care nu sunt de business ale oamenilor de acasă, da? Și coachul respectiv află de la tine problema, ca să te ajute, să... uh -huh. gândiți-vă că aveți un coach și la serviciu și acasă care vă ascultă problema. Dacă coachului ziceți ajută-mă, te rog, problema mea este copii, înțelegi? Uh -huh. Dacă îi ziceți, cum zise eu adinaori, prioritățile nu sunt aliniate, o să uite la tine. Ce? De mai mai dăm o dată, dăm să-l întrebi pe chat GPT să poate îmi traduce el, da? Și dacă încercăm și ieșim din modulul ăsta Băi, trebuie să vorbim cu multe neologisme Ca să pară că e important da? o Să ajungem la ceva care seamănă foarte tare Cu colegii noștri, au fiecare priorități diferite Și asta ne face Să nu lucrăm foarte bine împreună da? Exact asta am zis, doar că cu alte cuvinte Care Pun trei perdele de fum peste problema De adevăratele, cu cross-funcțional Și cu sinergii și așa mai departe Departamentul ăla are prioritatea lui Departamentul ăsta are prioritatea lui Șeful are altă prioritate față de echipa lui Chestia asta face să ne certăm toată ziua, să nu lucrăm bine sau să îi credem pe păi că sunt niște extraterestrești. Mm -hmm. Crezi că ai putea să mai tai din neologismele de pe acolo? Fac, fac tot posibilul. Înainte să spun și cum am formulat în etapa a doua, sunt curioasă, Asta e motivul, din practica ta, asta e motivul pentru care oamenii au tendința să adauge neologisme sau să formuleze extra complicat problemele? Să pară că sunt mai importante decât cred uh... sau simt că sunt? Eu cred că de foarte multe ori oamenii confundă felul de a vorbi mai degrabă ministerial. O să zic ministerial că nu știu să-i zic altfel. Dacă formal, moment... poate? Prea formal, prea formal. <laughs> asta zic, că e uh -huh. formal e, e una, gata, este exagerat atunci. de formal în, în discuțiile care li se par importante. Eu am văzut oameni uh, și bârfind așa. Dacă bărfesc la ședința de bloc, li se pare că trebuie să constituie o extorsiune într-o apă uh, pentru că așa vorbesc ei într-un cadru care li se pare formal. Ei uh -huh. vorbesc prea formal. Și mie mi se pare că, mai ales dacă e o decizie de luat împreună, mi se pare că dacă ei decizia asta în familie sau într-un grup sau în echipă sau un board și o exprime așa, o ascund sub trei covoare. Uh -huh. Dă covoarele la o parte și scoate, băi, ne certăm ca chiorii pentru că ăștia trag încolo și ăștia trag încolo. Păi zi, frate, așa, las-o cu cross-funcționalele. Uh -huh. asta, despre asta vorbesc. Cole. Așa, în etapa a doua eu am formulat-o așa, partenerul sau partenera meu, mea, consideră că mai e nevoie de timp până când să fim pregătiți să avem un copil, iar eu sunt pregătită să okay. se întâmple okay. e, e mult mai clar, adică dacă aș fi un uh, prieten bun cu care vă consultați sau un, uh, un coach uh -huh. de astfel de decizii, acum înțeleg despre ce e vorba acolo, acolo la voi deci e ceva mult mai abordabil decât uh, dacă ar fi puțin mai pompos spus Deci uh -huh. mai puțin pompos, asta e okay. chestia clară. da? După care mă duc la precizie, da? Precizie uh, și detalii. Adică adaugă tot ce uh -huh. ar trebui eu să știu. Și încă o dată, asta nu e un exercițiu care se face cu un uh, coach, cu un consultant și așa mai departe. E un exercițiu care se face cu sine sau împreună în echipă ca și, dacă, dacă îl faci ca și cum ar fi cineva care te ascultă, o să-ți lămurești mai bine propria problemă în cap. Deci nu trebuie să fie cineva. Ne gândim ca și cum ar fi cineva. Atunci, uh, Problema care ar putea să fie ceva de genul ne pleacă oamenii sau ne pleacă oamenii mai rău ca anul trecut, da? e mult mai ușor de, de abordat în momentul în care pui detalii acolo. Și un exemplu ar fi: noi angajați de la Departamentul X ne pleacă, deci, important, noi angajați ne pleacă. Aha câteodată la doar o lună după ce s-au angajat, uh, pentru salarii care sunt doar cu 50 de euro mai mari și pleacă la compania aia, da? Deci care e problema ta? Ne pleacă oamenii. Dacă diferența este ne pleacă oamenii nou angajați la o lună după aia, imediat după trainingul de nu știu ce, pentru doar 50 de euro la uh, concurentul nostru de peste drum, e cu totul altfel uh, abordabil, da? Mhm. Uh -huh. Evident că asta se poate aplica în orice fel de context. Asta, acest lucru cu detaliile se poate aplica și la de unde se iau trei sticle de lapte. Deci la probleme triviale. Sigur, în problemele importante din viața oamenilor se, se aplică pentru că punerea detaliilor acolo, iar dacă vorbim de o decizie de cuplu, de exemplu, câteodată Verbalizarea detaliilor face ca celălalt să înțeleagă, a, asta e important pentru tine. Nu știam că e asta e important pentru uh -huh, tine. Știi? Uh -huh. Și atunci e, e bine să fie acolo. Uh, ți ai schimbat-o într-un fel? Uh... Da, da. Mă gândeam acum că la ce, am, la ce am formulat, eu aici chiar ar mai fi mai okay. câteva detalii Pricine. de adăugat. Uh, și eu aveam formulat cu partenerul sau partenera mea consideră că mai e nevoie de timp până când să, fi, să fim pregătiți pentru un copil. Și aici aș mai adăuga, uh, pentru că în etapa asta mă gândesc că mai are sens să mai purtăm discuții despre. Uh, până cândul ăsta, adică până când o să ajungem să avem un anumit venit sau până când mm -hmm, o să mm -hmm, poată mm -hmm. unul dintre noi să renunțe la job sau... Dacă e așa, deci dacă știi deja că e așa, mm -hmm. dacă discuțiile din cuplul acesta exact, exact. Uh, ipotetic de care îmi zici că am văzut că el ia nu știu ce de ce, un cuplu ipotetic, dacă problemele sunt clar definite, dacă ea zice de o mie de ori, băi, aș... Poate că mă gândesc la copii doar în momentul în care uhum. avem o casă noastră, da? Ok, cu credit, dar avem o casă noastră. Ok, atunci asta e problema. Nu problema este că încă n-a venit momentul, ci mult mai clar este uh, partenerul meu nu vrea să discutăm despre copii, decât în momentul în care ne am la casă. Doar că aici eu aș mai adăuga și ce se întâmplă de partea mea. Și anume foarte, nevoia foarte de a bine, nu da. fi prea în vârstă când copilul o okay. să fie iar adolescent. Eu, iar da. eu exact. cred că, de fapt, nu știu ce și nu știu ce. Da. Exact. E mai important da. ca da, 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 cel da. mic să aibă părinți tineri exact, și, exact. de fapt, noi ne, avem nevoie de mai puține da. lucruri da. materiale decât ne imaginăm. De foarte multe ori problema este un fel de, n zice, conflict. Uh, feluri de abordare diferite ale aceleași sau perspective uh -huh. diferite asupra unei, unui lucru, da? Cum am zis mai devreme, eu aș vrea să-l dau pe filmul la medicină pentru că și el vrea să facă să se facă barista, da? Exact același lucru, da? Sunt două. Asta, asta e, de fapt, problema. Problema e tensiunea între ce vreau eu și ce vrea femeia. Problema e tensiunea între ce vreau eu și ce vrea partenerul, da? Și atunci trebuie foarte bine definite, trebuie date detalii, uite, eu vreau asta pentru că așa și el vrea asta pentru că așa. Mm -hmm. Radu, uite, eu sunt curioasă. aici, tu ai zis că durează între 5 și 10 minute să faci asta. Dacă avem situația asta și persoana sau persoanele respective n-au purtat, să zicem, conversația atât de în detaliu și nu au datele astea. Ca să putem să definim problema corect, e mai degrabă util să treci cu ce date ai prin astea șapte întrebări sau să te oprești aici să zici, voi stai puțin că mie mi-ar mai trebui să știu cam ce înseamnă pentru tine, mai avem nevoie de timp. Îți dau un, Ce înseamnă uh, venituri și mai departe Nu sunt sigur că e bine așa, dar am văzut această abordare la muncă. Am văzut oameni care credeau că au aceeași problemă sau aveau aceeași problemă. Uh, lucrând asta individual și după aia în echipă. Și asta înseamnă că pe o foaie pe care aveau astea, pe care o să le recapitulăm la sfârșit. Le zic și sure. toate șapte că poate lumea chiar vrea să și le pună, poate le punem într-un comentariu. Sigur, sau sigur ceva, le punem dar, oricum. Uh, le-au făcut, suntem, noi doi suntem colegi, să zicem, da? sau noi doi suntem, tu ești șefa mea, da? Și avem clar problema aia cu ăla, da? Ne uităm unul la altul, asta fac, Păi ce probleme aveți? Și se uită unul la altul, ha, cum mai decât, problema aia. Și după aia încep să scrie și scriu lucruri, oricare, care sunt de la început, polar diferite, oricare care încep să, să fie din ce în ce mai divergente pe măsură ce oamenii încep să pună mai multă claritate și după aia încep să discute și este... Foarte, foarte valoroasă discuția aia, pentru că este hrănită deja de niște. Adică, nu te ancorezi, hai să știm cu ăla și începem să vorbim și începem automat să cădem de acord. Și atunci eu, niște. să uh, zicem lumină pe care mi-aș fi pus-o singur, niște văză, pe care mi-aș fi pus-o singur aici, o dau cu totul la o parte, nici măcar n-aș fi știut că, nici măcar nu știu că aș fi putut să adaug niște lumină la problema mea, pentru că mă iau după tine, că tu ești șefa mea sau tu ești mai deșteaptă sau eu oricum nu gândesc prea mult, da? Pe când dacă faci asta? În cuplu, la serviciu, habar n-am. Dacă ești tu, tu cu tine însuți, treci prin ele și după aia discutele cu cineva. Okay. Deci, deci treci e, e valid să ne și uităm. După aia discută, dar Treci prin ele 5 minute cu pixul pe hârtie uh -huh. sau cu o foaie în față sau cu ochii închiși și meditând la nemurirea, la liberul arbitru. pardon. După care ești mai informat și mai bazat pe ceva în momentul în care discuți cu cineva. Da, dar evident că dacă e o decizie care privește, iată, doi oameni, trei oameni, uh -huh. o echipă întreagă câteodată e bine să și discuți. Ok. Deci e valid să mă uit la pasul ăsta ca fiind definirea problemei din perspectiva mea. Da, absolut, absolut. Uh, după care, în funcție de câți absolut. oameni implică problema respectivă, să am și un pas 1.1 care este redefinirea absolut, problemei. Absolut, absolut, okay. absolut. Cui. Și dacă ei au altă viziune, mm -hmm. e de discutat, e de renegociat. Stai puțin, că eu nu vă așa văd problemă. Și avem o definiție da. care, de fapt, e la intersecția, exact. poate, dintre sau poate viziuni trebuie, dacă sau... Eu uh -huh. consider că e ceva prea târziu și tu consider că e ceva prea devreme. Să definim ce înseamnă târziu și devreme. Da. Ok, bun. Uh -huh. După pasul ăsta, după pasul ce am ăsta, fost cât de exact ți am putut să... noi și cu câte informații am putut, da. ce urmează? Hai că mai avem puțin, mai avem puțin... Uh al patrulea pas e ceva ce văd foarte des și anume, oricât de mult aș insista nu săriți la soluție, lumea sare la soluție și definește problema ca lipsa unei soluții. Adică ei știu deja ce vor. <laughs> și păi, așa. Coliți-vă mintea de orice fel de gând de cum ați putea să rezolvați problema. Da, dar eu știu cum se face. V-ați şi... mintea da, bine, acum definiți problema problema este că nu am soluția aia ok, bine, mă ne calmăm, scot bâta de obicei, da și exemplul pe care pot să-l dau eu iarăși de, de la cu ce m-am întâlnit este în loc să zic că au scăzut vânzările problema este definită foarte des avem nevoie de un nou sales manager sau avem nevoie de un sales manager experimentat sau avem nevoie de a redefini uh, procesul de sales Da, asta e soluția avem nevoie să facem ceva, este o soluție. Problema noastră este nu că nu avem soluția respectivă, este prost definit așa. Și spun de ce. În primul rând, 95% din timp nu e așa. Cu ce ne-am gândit noi de acasă că e soluția, nu e așa, la asta folosește proces. În al doilea rând, un pas puțin mai încolo, peste două episoade, este hai să gândim șase variante de soluții ca dintre ele să o alegem pe cea mai bună. Ori dacă soluția mea este, trebuie să... Al... A, nu. Dacă problema mea este, N avem un sales manager bun? Câte șase soluții pot să aflu? Da? Șase sales manager care sales să vină manager. La da, dar Poate că trebuie să externalizăm vânzările, poate că trebuie să uh, facem o inovație la produs, poate nu e problema de, de faptul că nu avem un sales manager, ci de faptul că nu l-am uh, n-am făcut inovație de patru ani încoace, da? Și atunci mai ai un pic de răbdare, mai un puțin tică răbdare ca să ca să fiu un pic caralagian și uh, nu formula problema ta ca lipsa unei soluții. Încearcă să să formulezi cât să uh, accepte un spectru cât mai larg de soluții. Ok, hai să ne și mie. Nu trebuie apropo, asta e un, un insight foarte foarte important. Nu nu mi s-a întâmplat până acum, în, în, în procesul meu la care e cumva online, uh -huh. de fiecare dată dau, băi, dacă, dacă e ok cu pasul ăsta, mergi mai departe. Adică nu se întâmplă niciodată ca o, o, un problem statement, o problemă de la început, să trebuiască să, să treacă prin toți șapte pași. Dacă e ok cu pasul ăla, e ok cu pasul ăla. Dacă mi s-a întâmplat să o formulez bine, da, băi, la asta nu mi se aplică, da? Deci trec mai departe. Eu am trecut cu strictețe prin toți. Am formulat ai, ai rigid, școală, am... Da, exact. <laughs> Am respectat întru totul regulile. Uh, și mi-a ieșit așa. Partenerul sau partenera mea consideră că mai e nevoie de timp până când să fim pregătiți uh, să avem un copil. Însă eu, eu nu-mi doresc să fiu prea în vârstă când o să fie adolescent. Uh, el, ea are nevoie să cumpărăm mai întâi casa. Însă eu cred că important este că nu o să mai avem bunicii mm. în uh, putere. Foarte. Mi se pare foarte bine zis și foarte clar, nu mi se pare că înainte de asta te repezi să cu vreo soluție. Adică, de exemplu, o soluție ar fi fost partenerul meu, adică formularea problemei ca o soluție ar fi fost partenerul meu nu este de acord să facem un copil anul ăsta. Adică, știi, partenerul meu nu este de acord să ne hotărâm să facem un copil. Ok, am înțeles. Eu mă gândisem că soluția cu care vin și pe care încerc să o inserez este aceea că, de fapt, eu știu că am nevoie să am oameni care să se îngrijească de copil și anume bunicii. Ok. Dar, da, înțeleg perspectiva înțeleg, asta, înțeleg. dar tu vrei, de fapt, tu ai niște criterii pentru, uh -huh. pentru alegerea ta, astea sunt criteriile mele și aș vrea să se aplice, da? Nu vi cu soluția, știi? Adică, bun. cum ar veni, hai să ne mutăm la mama. Asta ar fi... Bun, bun. Am înțeles. Ok... După ce nu formulăm soluția, ne străduim din toate puterile să nu o formulăm, ce facem? Nu ne ducem în spate. Deci, dacă avem o problemă, de obicei e o problemă în mentalitatea asta vestică, are o cauză și o soluție. Da? De fapt... Mm -hmm mai, dacă nu ce mai spre ES, mai spre budism, așa, este o încrengătură de, de circumstanțe care se influențează reciproc, dar dacă ar lua uh, varianta asta simplistă și greșită, uh, pentru că sunt mai multe posibile soluții, mai multe posibile cauze, da? dacă am luat, am luat asta uh, simplistă, de foarte multe ori tindem Pasul dinainte, să definim problema ca lipsa soluției, foarte multe ori tindem să definim uh, problema, asta e pasul de acum, ca pe o cauză de asa. Da? Deci, în loc să zicem ce foc arde acum, noi zicem s-a întâmplat aia mai de mult și din cauza aia, asta e problema mea de acum. Dar uh -huh, uh -huh. e un pas foarte important, doar că e pasul 2. Asta e pasul 1. Pasul 1 este să înțelegem foarte clar uh, problema imediată. Pasul doi pe care îl discutăm în, în episodul următor este să vedem de la ce ni s-a tras. Doar că câteodată oamenii nu își dau seama care e problema imediată. Și problema imediată arde. Problema imediată trebuie recunoscută ca să o rezolvi. Dacă tu te duci la o cauză de ei, greșești. Și o să dau un exemplu. Uh, problema ar, ar fi... Uh, sau problema pe care cineva ar definiu o prin cauza sa, este nu am comunicat cum trebuie noul feature, da? E bine de, de definit așa, adică ți-ai luat, ți luat o la tine, da? Dar de problema este nimeni nu folosește noul feature. Zic, care e problema, da? Pentru uh -huh. că după aia dacă avem ceva de, de rezolvat, nu e despre comunicare, e despre uh, aplicarea, nu știu, uh, un, unei bife la o aplicație, da? e o aplicație bancară și vezi că ai prognozat 50.000 de utilizatori și sunt 4, da? Dacă tu definești, n-am comunicat bine, o să se ducă la alt departament, la departamentul de comunicare, nu? Tu trebuie să ai un, un obiectiv foarte clar, trebuie să ajung la 50.000. Bine, vedem și de la cine s-a tras, poate că o fi fost de la comunicare, dar prima, prima definire a problemei trebuie să fie problema imediată. Problema de acum, da? Arde... Uh, mormanul ăsta de frunze de aici, mm -hmm. da? De la ce ni s-a tras? ne simțit -o ăla de vecin din față? Tot timpul le adun aici și eu i-am zis foarte clar să le pun într-o pungă și așa mai departe. Nu, frate, arde asta, hai să-l stingem, după care vedem cum rezolvăm uh, chestia cu vecin. M-am mm -hmm. ambalat. Și <laughs> totodată mă gândesc că aici mai e o capcană în care putem să cădem și anume aia aplicării unor cauze care nu sunt, de mm. fapt, cauze. Doar ca să avem noi o formă uh, de predictibilitate? Asta, asta foarte des se întâmplă, uh, și anume e un pas puțin mai încolo. În principiu, dăm vina pe alții. Adică, uh -huh. dacă e să băgăm problema sub preș, nu o băgăm sub preș, o băgăm sub preșul vecinului din față. Deci, cum ar veni problema la alții? Uh, în general, dacă ceva nu merge, cred că am vorbit de asta în, în sezonul trecut, dacă ceva nu merge, păi nu merge pentru că utilizatorii sunt varză, frate, ăștia nu, sunt leneși, nu vor să citească chestia aia. Ăia de la departamentul care trebuia, n-au scris ce trebuia acolo, niciodată nu e a noastră, știi? Dar asta mai avem un pic și eu, în gen și la ea. Ok, ok. Bun, scriem problema imediată, nu ne raportăm la cauză una dintre cauzele ei. Aici îți împărtășesc că n-am formulat, foarte că nu am foarte găsit... Mișto. băi! Stai, suntem bine, aici <laughs> sunt bine. Dar... Și uh, mai avem doi pași. Mai avem doi pași care eu cred că sunt cei mai importanți. Sunt uh, cel puțin la uh, sutele de dăți când am trecut cu, cu problemele participanților de la noi prin, uh, prin pași. ăștia. sunt cele la care văd revelații. Văd uh, opusul lui Momente Aha, lu Aha, Moment este Mama naibă, Adică cam așa. Uh... Și anume, separă problemele între ele și următoarea este: ține problema la tine, nu, nu arunca la altcineva. Da? Hai să luăm pe asta cu separă problemele între ele. De foarte multe ori, oamenii au o problemă complexă uh -huh. pe care încearcă să o rezolve cu o soluție. Și nu se poate, pentru că de fapt sunt două sau trei sau patru probleme. Și asta aia, cred că e un principiu pe care majoritatea oamenilor îl știu. Iau o problemă mare și balaurizantă, așa și iau pe bucăți mici care sunt rezolvabile. Doar că asta începe cu înțelegerea care e problema. Înțelegerea definirii problemei. Da? Și o să dau un exemplu. Uh, un sfert din mașini stau degeaba pentru că nu găsim șoferi buni și serioși, iar când îi găsim, pleacă după șase luni să facă Uber. Da? Deci, noi avem nevoie de șoferi. Și problema mea este că stau mașinile degeaba că nu găsim, iar când îi găsim, după șase luni, după ce i-am antrenat, pleacă să facă Uber. E foarte clar că astea sunt două probleme diferite, care au cauze diferite, spectru de soluții diferite, analiză diferită, obiective diferite și ajung în locuri diferite. Și atunci cel mai bine este să înțelegi că problema ta pe care o ai acasă sau problema ta pe care o ai la serviciu este alcătuită din trei probleme. Și e foarte bine să le pui așa, 1, 2 și trei. Și le iei pe fiecare și le rezolvi. A, aici eu am separat așa. În uh, speța mea am pus că avem problema cumpărării casei. Ok. Avem problema vârstei părinților, uh, părinților copiilor, uhum. adică a noastră cuplului. Uhum. Avem uh, problema școlarizării copiilor. Uhum unde îi trimitem la școală ce vrem de la școală pentru ei și avem problema persoanei sau persoanelor care ajută la creșterea copiilor. O să fie bunici, o să fie bună. Da, e corect. Eu cred că tu aici te-ai dus un pic și în criteriile după care te uiți tu sau se uită celălalt la, la problema respectivă. Uh -huh. Adică eu aș înclina către... O astfel de soluție, pentru că pentru mine e importantă asta și asta, tu ai înclinat spre o altă soluție pentru că pentru tine e mai important decât vârsta bunicilor, părinților, cum e cu casa. Da? Adică uh -huh. E o, e o e, diferență de priorități. E, în, cred că cel mai bine ilustrată este că separi casa de copil. da, Deci, cum ar veni. Tu oricum vrei să-ți iei casă și acum amesteci cele două chestii. Tu. Partenerul cu care, da? Hai să nu amestecăm casa pe care o luăm cu copilul, da? Deci, ok, știu că trebuie să ne luăm casa, știu că trebuie să ne luăm copil, au foarte multă legătură între ele, hai să le rezolvăm separat. Ceea ce mă aduce în punctul în care voiam să pun întrebarea, pentru că mă gândesc că e posibil să apară. mă um, era, dar cine are timp de asta? Dacă eu am o problemă acum care arde. Da, ok. Dacă ai probleme care arde, rezolv. Sunt... Nu, nu, nu. Mă gândesc și la exemplu tău. Dacă am problema că stau mașinile în parcare pentru că nu găsesc șoferi și când îi găsesc pleacă după șase luni, sună foarte, sună și mai balauristic să mă gândesc să implementez un proces din ăsta agile pentru următorii trei ani de zile, în care să o iau etapizat, că eu am nevoie să am șoferi și să mă asigur și că nu mai pleacă acum, că peste șase um, luni nu o să mai am business. E, e ceva cu care mă confrunt, uh, pentru că oamenii au impresia că e complicat. Uh, primul pas durează 5 minute. Okay. Al doilea pas, zice Ray Dalio în Principles, vorbim episodul viitor, durează 15 minute Dacă problema respectivă are afectează bugetul cu niște sute de mii de euro, dacă ne chinuim de 2 ani să o rezolvăm 5 minute plus 15 minute cred că merită investite Nu e ceva care complică procesul O să zic foarte clar Faptul că tu înțelegi managerul acestei companii ca această problemă, de fapt, conține două probleme. Una este o problemă de, de flotă și de lipsă de resursă umană. Cealaltă este o problemă de retenție, da? uh, care s-ar putea să aibă cauze total diferite. Asta nu mi a nici spațiu mental, ci îmi dă. Îmi dă libertate. S-ar putea ca eu, dacă sunt un manager înțelept, să iau cele două probleme, să le deleg cum ar trebui să fac către două departamente sau către două persoane diferite, da? Dar trebuie să înțeleg că sunt două probleme. Pentru că dacă pe mine mă roade că avem mașinile care stau dracu degeaba și după celălalt sfert care sunt conduse, îi la alți azi îl văd, mâine nu-l văd și am băgat atât în, în, el și după care se mai duce și mai face și Uber și după care nu știu ce și nu știu ce, chestia asta e de nerezolvat. Deci chestia asta e o încălceală când eram mic, mergeam cu tata la pescuit și pentru că mergeam cu tata la pescuit, mă bucur foarte tare că mergeam cu tata la pescuit, tata mă implica și în procesul de acasă. Procesul de acasă de foarte multe ori era toată uh, sufragerie era plină cu niște undițe și niște fire care se întâlneau undeva și se încurcau toate. Deci cum ar venit descurcatul, da? ce facem acum, ce ați zice acum este hai să descurcăm cele două fire trei, patru, câte sunt acolo da? și să înțelegem că fiecare e undița lui cu firul lui Încerc să mă uit puțin mai departe în conversațiile pe care o să le avem și în episoadele viitoare și mă întorc la ce spuneam și la începutul episodului este. așa nume că s-ar putea ca la final problema pe care o avem să nu fie tocmai cu problema da. cu care am plecat de acasă. Mă gândesc la um, exemplu pe care l-am dat eu. Dacă pentru mine, ce credeam că e problema este cum facem să facem copii sau să o tărâm, dacă facem copii sau nu facem copii. Și îmi dau seama că problema e că, de fapt, noi nici măcar nu știm dacă vrem să locuim în București împreună. Și mai e mult până să vorbim despre copii, că mai sunt alți alți pași intermediari. Ar trebui să fim deschiși și la ideea că s-ar putea să ajungem la un alt... Absolut. O altă problemă Absolut. de rezolvare de nu acasă, lucru rău. Mm -hmm. Îmi pare rău să zic, nu e un lucru rău, pentru că dacă nu faci asta, o să trăși buturuga aia după tine mm -hmm. a la lung. Adică dacă nu înțelegi că, de fapt, dacă tu... Mm, nu vreau, adică eu știu că există asta din cărți, da? Știu că sunt oameni care își rezolvă probleme de cuplu făcând copii. Adică cum ar veni, tot nu ne suferim unul pe altul, hai măcar să facem un copil ca să ne țină împreună, da? Dacă, dacă nu înțelegi, dacă problema ta este că nu știi exact când să faci acel copil care să ajungă într-un cuplu disfuncțional, și nu adresezi faptul că trăiești într-un cuplu disfuncțional, atunci, iartă-mă că zic, da, se complică problema puțin dacă deschizi gura, dar ți se eliberează viața de acum încolo. Băi, nu ne merge relația. Ok. <laughs> da? A asta, aici voiam să, să ajung la ideea asta, că ar... Fi util totuși să fim deschiși la faptul da, da, că s-ar putea absolut. să trebuiască să o luăm da, pe un drum uh, pe care nu l-aveam în minte la pasul 1 din 7 din pasul 1 din 6. Absolut, ajungem și la pasul 7, dar vreau să reformulez ceva uh -huh. la ce m-ai întrebat. Tu mi-ai zis, băi, dar nu e cam complicat, adică tu vii aici cu uh, 6 episoade, fiecare e cât un ceva pe care trebuie să-l faci. De asemenea, în primul episod, o episod îți spui șapte întrebări. Băi, frate, lasă-mă la pace, du-te și rezolvă problema. Adică, da. Uh, și ți-am răspuns că, de fapt, e ușor. E mai ușor așa. Și îmi țin, uh, uh, îmi țin răspunsul cu o clarificare. Ușor, adică este ușor de aplicat, dar s-ar putea să fie foarte greu de ținut. S-ar putea să fie răscolitor, s-ar putea să fie total inconfortabil. Ba chiar am această... Să zicem, regulă, proverb să zic, da, dacă pare, dacă pare că ți-e ușor, nu faci bine. Deci, dacă nu e puțin greu, răscolitor, dacă nu, măcar ai dat de trei ori ochii peste cap, frate, atunci nu faci bine. Da? Deci, cam așa. Ok, Mai mulțumesc mult pentru important. clarificare. Și șapte dacă din fi, șapte. Da, problema că șapte din șapte este iau de la preșul vecinului și bagă-o sub preșul propriu, da? De cum ar veni ținul la tine, nu la altcineva. Uh, am zis deja până acum, da, utilizatorii sunt de vină ăia, sunt de vină ăia, sunt de vină, da. Până la urmă îți dai seama că de fapt e la tine problema și am un exemplu pe care l-am luat chiar de la adică, Motamo și o să, o să zic cum a călătorit uh, un astfel de uh, problem statement, definirea problemei, prin niște pași în cazul unui, uh, unui participant de la cursurile de la, de la BISM. Uh, prima definire este flux automatizare, care sună perfect, da? Flux automatizare, Totul mai înțelege despre ce e vorba, da? Copii. Da, copii, exact. După care, uite, hai să vedem cum, cum o ia, da? Echipa este reticentă la nou flux ce se dorește implementat. Da? Bun. Acum înțelegem mai bine despre ce e vorba, mm -hmm. Da. Următoare. Cei care lucrează pe nou flux nu înțeleg beneficiile implementării. Da? Deci, astea sunt pașii pe care i-am văzut până acum. Da? După care, în primele zile de. mult mai precis cu detalii. În primele zile de implementare au apărut o serie de erori. Cei din echipă reclamă că înainte nu erau aceste erori, drept pentru care productivitatea va fi mai mică. E clar? S-a înțeles clar? Da, mergem puțin mai departe. Oamenii nu au răbdare pentru a finaliza implementarea. Da? Clar? Foarte clar, da? după care începe să se aștearnă... Mă gândesc că poate atunci e momentul în care începe să-i pice fața respectivului sau respectivei respondente. Comunicarea noului flux nu a fost efectuată corect. Deci începe să... Cum ar veni? Bă, îi fi și eu pe acolo implicat în problema asta? După care... E foarte abrupt. Nu am comunicat, așa, nici unde asta? după care ultima este... Nu am comunicat clar pașii implementării. Da? Deci de la început flux sau automatizare, ăia nu știu, ăia sunt cu gura mare, ăia nu știu ce, în 5 minute cu foaia în față, n-a vorbit cu nimeni, mai puțin de 5 minute cred că a durat, și-a dat seama că e la, la el sau la ea, nu mai țin minte exact că n-am uh, nume așa. Uh, e dureros, e dureros uh, E dureros să-ți dai seama că de fapt uh, ai o problemă de leadership sau de parenting sau de uh, a fi un bun partener în cuplu, când e mult mai ușor să zici, băi, ăla e încăpățânat, ăla e tâmpit, ăla tot face scandal toată ziua, da? E, e complicat. Și nu o să crezi, rezolvarea problemei este pe cu tot o altă parte, <laughs> cu tot o altă direcție. Adică, în loc să îl iei pe ăla să-l bați la cap sau să-l bați de-a dreptul, da? Trebuie să te duci tu și să te uiți în oglindă. Ba mai mult, Radu, în exemplu pe care tocmai ce l-ai citit, dacă am înțeles eu bine pașii, ultimul pas ar mai fi putut să mai uh primească o modificare în care să nu ne uităm la cauza Absolut, problemei. Ai dreptate, ai dreptate, ai dreptate. Ai dreptate. Na, și exact. la ce se întâmplă exact, exact, în exact, momentul exact. ăsta, exact. de fapt. Și anume, poate, extrapolând că nu știu care e situația uh -huh. de acolo deloc, uh, nu sunt atent la responsabilitatea mea sau la. Da, da, cu adevărat, ai dreptate. Bun, deci facem o recapitulare. Bine, facem recapitulare. Șapte pași, șapte pași pentru pași... primul pas. Primul pas este. Uh, da, șapte pași pentru primul pas. Acum chiar că sună complicat, dar nu e. Walk on my hand, ca să zic, adică mergi pe mâna. mergeți pe mâna mea, da? Așa vom face. Pune verb, fă o propoziție completă. Al doilea este folosește un limbaj normal. Al treilea este fi precis și pune detaliile de care e nevoie. Al patrulea e nu săriți la soluție. Al cincelea e nu te duce la cauză. Al șasele, dacă sunt două sau trei, separă între ele. Și al șaptele este iați o la tine, nu da al cuiva. Da? Deci apropiază ți eu, nu știu cum mm -hmm. să zic. Da? E, problema ta. Chiar dacă nu e problema ta, chiar dacă ți se pare clar că e altcineva de vină, chiar dacă ți se pare clar că, băi frate, nici știu că se întâmplă el la tine acolo, la tine acolo, la undeva departe, unde eu aici sunt la București, să zicem, da? Nu ai cum să o rezolvi bine decât dacă ți iei un pic la tine. Dacă înțelegi că tu ești parte de problemă și atunci definește-o ca și cum e a ta. Vestea bună aici e că ăla e și singurul loc în care chiar da, în putem care să exact, facem modificări. Exact, exact, exact. Bun. Despre asta am vorbit astăzi, data viitoare vorbim astăzi. și despre cauze. O să așa vorbim e? despre cauze, punem un, un diagnostic, vedem de la ce ni s-a tras faptul că arde aici, vedem din ce cauza arde aici, dar încă o dată e foarte important să stingem și focul ăla care arde, da? să nu-l să nu ignorăm. Păstea două, după ce le descoperim, care este problema bine definită și care este cauza ei de bază, în engleză se numește root cause, le, le punem în niște obiective, în niște ce naibă avem noi de făcut da? și după care încolo o să ne apucăm chiar să rezolvăm problema. Mulțumim tare, tare mult! Eu mulțumesc! Vă mulțumim și vouă tare mult că ați rămas cu noi până la final. Sperăm că um, e un exercițiu de luat acasă și pe care o să-l faceți, pentru că ne revedem peste două săptămâni, vorbim despre cauză și ne-am bucurat tare mult dacă atunci când ascultați despre cauză veți fi trecut prin definirea problemei. Mulțumim mult! Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.